Situația se înrăutățește în Mehedinți. Numărul cazurilor de COVID-19 a explodat. De la ultima raportare, 160 de persoane au fost confirmate pozitiv. De asemenea, a crescut și rata de infectare în mai multe localități. În prezent, municipiul Drobeta-Turnu-Severin și alte trei localități se află în scenariul roșu peste 16.000 de mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. De la ultima raportare, au fost confirmate 160 de cazuri noi de îmbolnăvire la nivelul județului. În prezent, 710 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată, iar 236 de persoane sunt internate în secțiile COVID. Situația epidemiologică de astăzi, 28 ianuarie, din județul Mehedinți este următoarea. 710 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 9 persoane se află în carantină instituționalizată. 667 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, iar 36 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19 160 de persoane și nu a fost înregistrat niciun deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la la de locuitori, în județul Mehedinț este de 2,19, iar la Drobeta-Turnu-Severin avem o rată a incidenței de 3,72 la mii de locuitori. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Orșova și Mian și Eșelnița sunt în scenariul roșu întrucât rata de infectare a depășit pragul de 3 la mii de locuitori. De asemenea, peste 20 de localități sunt în scenariul galben, printre care Cireșu, Rogova, Voloiac și Butoiești.